echipa noastră va disputa în turul 3 preliminar Europa League cu compania formației Red Bull Leipzig. La turul de mine, antrenorul principal al formației din Universitatea Craiova, domnul Denis Mancea, împreună cu Alexandru Vitiță, capitanul Universității Craiova. Am să le dau cuvântul că te-au spune câteva cuvinte legate despre acest joc, apoi așteptăm întrebările dumneavoastră. Will be one a very difficult game, a very difficult match with one of the best team of one of the best championship in Europe. Va fi un match foarte dificil împotriva unei dintre cele mai bune echipe din unul dintre cele mai bune campionate din Europa. Am spus și Mister, avem un meci foarte greu, o echipă foarte bună, dar noi vom intra pe teren să dăm totul. Avem și noi șansa noastră, trebuie să jucăm șansa noastră și vom vedea mâine cum va decurge meciul. Întrebări, vă rog. Ce vă sperie cel mai mult? Bugetul de peste 300 de euro. Ce vă sperie cel mai mult la echipa din Leipzig? Bugetul de peste 300 de milioane de euro sau lotul de jucători în care se regăsește pe care participă campionatul mondial? Am atingat o question of budget. It's clear that a question of experience and to be with more experience in this kind of matches, no? They sure that their player played more time this kind of matches. This is sure. After we will look what happened in the pitch. Nu se pune problema de buget, că singurul lucru care trebuie adus în discuție este faptul că au în componență jucătorii care au experiență în astfel de partide, au jucat astfel de partide. Este singurul lucru pe care poate fi considerat. În rest, orice se poate întâmpla. It's also a difference of budget, but I'm not here to speak about the budget. Există și o diferență de buget, însă nu sunt aici să discut despre buget. Sezonul trecut ați întâlnit Milanul și ați făcut o figură frumoasă. Doriți să aveți aceeași prestație bună, dar să vă calificați? La season we had more time to prepare this kind of games, this kind of match. We arrived to play the match with our best lineup, I think. Only Martic was not in that game. We played with a team with okay, with good skill and good experience last season. Now it's a little bit different, but we'll play tomorrow. Cred că anul trecut am avut mai mult timp, consider că am avut puțin mai mult timp de a pregăti acea întâlnire. Am avut timp să aliniem la ora partidei cu Milan cea mai bună formulă a echipei decât Matic a lipsit din acea confruntare. Acum lucrurile stau puțin diferit, dar vom vedea bine cum vom mai veni să jucăm. Ce își propune echipa în condițiile în care are în față un adversar de top, iar echipa noastră nu a avut un start convingător în noul sezon competițional? But I think that is not this the question because the match is a difficult game in also if was a different start of the season. But I'm sure that we will do our best. Nu cred că se pune problema așa, pentru că această partidă ar fi fost la fel de dificilă, chiar dacă echipa ar fi avut un început de sezon excelent. Miliță, vreau să-l întreb, pentru că este cel mai cotat în acest moment, ca fiind cel mai valoros jucător din lotul nostru, în timp ce la ei, Werner, spre exemplu, e prețuit la 60 de milioane. Crezi că, din punct de vedere valoric, este o diferență într-atât de mare și este acesta un motiv să vă simțiți, eu știu, poate complexați? Da, este o diferență mare, dar și eu, cu siguranță, dacă am născut într-o altă țară, cu siguranță vorbeam și aveam altă cotă. Diferența se va vedea mâine pe teren, sper să fac o figură frumoasă, echipa să fac o figură frumoasă și am încredere mare că o să facem un meci bun mâine. Ce ar fi pentru tine să dai un gol în portul lui Leipzig în cuperea locală? Acum am văzut și cu Milan am trecut. Acum dacă o să avem aceleași ocazii, trebuie să le fructificăm. O să avem, nu știu, 3-4 ocazii, acele ocazii trebuie să marcăm și să facem un meci bun. Domnul Mancea, vorbiți-ne despre echipă. Care este starea jucătorilor, dacă sunt probleme din punct de vedere medical și dacă v-ați hotărât asupra formulei de start? No, the player that can play
are in the condition to play. It's normal that we have players that come 1 week ago and they have to work with us also, okay, from a physical point of view and also to understand our idea of football. This is normal, but we will put the best solution that we have in this moment. Din punct de vedere fizic, jucătorii care sunt pregătiți să joace vor juca. Există jucătorii care au venit alături de noi în urmă cu o săptămână și nu sunt 100% pregătiți. Trebuie să lucrezi atât din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere tactic pentru a fi integrați în sistemul nostru de joc. Dar ideea de joc. Ideea noastră de joc, dar vom, cu siguranță, vom trimite în teren echipa cea mai potrivită pentru a câștiga. Ați produs la ultima etapă niște surprize cu niște jucători tineri pe care i-ați trimis în teren. Răspund că la un astfel de meci nu mai riscați chiar atât de mult. Ok, the last game in the championship, I put a lot of young because it was my decision and also because I didn't have other solution. This is simple in some position. So I put the player that in my opinion who were in the condition to give us a good effort in the match. În ultimul meci de campionat am pus în teren jucătorii pe care am considerat că sunt cei mai potriviți și nici nu aveam alți jucători disponibili pe anumite poziții. Acela a fost ideea pe care am avut-o la acea. Și mâine presupunem că nu mai există astfel de surprize. Domnul? Yeah, but the situation is not too much different than Sunday, than Saturday. Situația nu este mult diferită față de meciul trecut. Mister, crezi în minori? Și ar fi o minune dacă Craiova ar lăsa afară Petricul? I think that there is a other person and other situation that have to speak about miracle, not in football. Consider că despre minuni trebuie să vorbim în alte situații, nu în fotbal. It's more important for other situation of the life. Este mult mai important să credem în minuni în alte situații ale vieții. Alex, e frustrant să aveți adversari de genul ăsta? Anul trecut cu Milan, acum cu Leipzig. De ce să fie frustrant? Purtam pentru noi să facem un meci bun, să arătăm că și noi avem valoare și noi putem să jucăm într-o echipă așa mare. Tot ce cu acest meci, un lucru excesiv, ne-am ambiționat să facem un meci mare. Dar nu vii rezultatele. Vor veni și rezultate. Să avem răbdare și să vină și rezultate. But I think that is the best for one team to have the possibility to play against this kind of team, no? In this kind of stadium, in this kind of situation. I think that we have to be proud because there are minimum other 4 teams in Romania that cannot do this in this moment. Other have the possibility, but not to have this kind of, I don't know, palcoscenic, I don't know how is in the opportunity to play in this kind of stadium. I think that we have to be proud. We know the difficulty, but we have to be proud to play in this kind of situation. Nu trebuie să fim lucruri așa. Trebuie să fim mândri că avem posibilitatea să jucăm cu un astfel de adversar, să jucăm pe un astfel de stadion. Nu sunt foarte multe echipe în România care au această posibilitate și cele care au posibilitatea nu au avut ocazia să întâlnească în această zonă adversari de un asemenea calibru și să aibă posibilitatea de a juca cu un astfel de. Dar în anii precedenți am avut posibilitatea să jucăm noi românii cu echipe ca Manchester City, Sporting Lisabona, Manchester United și nu prea cum ai zis Manchester United. I think that I am informed by about the Romanian Championship and the Romanian situation. I remember also that there are teams that play semi-final and final of the Champions League. Okay, it was another name. I know everything. I'm speaking about the situation of this moment, not about the past. Cunosc toate aceste situații, știu și fotbalul românesc, știu că a existat echipe care au jucat în semifinalele Cupa Europeană, în final de Cupa Europeană. Am castigat? Chiar au câștigat o final de Cupa Europeană. Dar noi acum vorbim despre sezonul acesta, mă refer doar la acest sezon, nu la ceea ce s-a întâmplat în anii trecuți. În cazul unui rezultat pozitiv, ești... Cistești pe băieți cu Zaibă?
Also two? Not only one. Why only one? Also, one bottle for each player. This is doar un pahar, chiar și o sticlă de pentru fiecare în acest caz. And also for you. No, for everybody, not only for you. Și chiar și pentru voi. Aduce mitriță. Se aducă el, el cunoaște Zaibon. Organizatorii de meci unde că s-au vândut 17.000 de bilete. Mâine se aproximează că se vor mai vinde 7.000. Asta înseamnă cam 25.000 de spectatori prezenți. Este o presiune, vă e teamă. Well, last season we played in Milan again with 68,000, no people. But it's good, I repeat. So, our experience that when one coach, one player will finish the career, can say to have the opportunity to play this kind of game. And after, I don't know, after we have to play. Anul trecut am jucat la Milano, cu San Siro, în fața a 68.000 de spectatori. La finalul carierei, pentru un antrenor, pentru un jucător, să spună că a avut parte de astfel de partide, este un lucru foarte bun. După vom vedea ce se va întâmpla mâine. Ați amintit de meciul de la Milano de anul trecut, doar, din calculul meu, doar 3 titulari de atunci se mai regăsesc acum la 11-le de bază. Mă refer la Iago, la Alex și Nicușor Ban. Și antrenorul. I have to consider all the players that will play tomorrow, but I think that poate Kelici. It's true what you say. Trebuie să mai este definitivat jucătorii care vor revola mâine, dar mai ales de la ce spune. Este greu în asemenea condiții, nu știu. No, but it's clear that is difficult in this moment, but I think that have to prevail the spirit to have the possibility to play this kind of game. It's normal that it's difficult. I cannot come here to say that it is a normal game. It's different to play with Leipzig instead to play with all the respect of the world with a team of Armenia. I think that is clear. But we have to play and we have the opportunity to play. And this is the best thing for one. Can come in this stadium, can play this kind of matches. I think that we have to be happy to play football. Consideră trebuie să fii fericiți că jucăm fotbal tocmai pentru că există astfel de partide. Nu pot să vin în fața dumneavoastră acum să spun că va fi un meci ușor mâine. Și nici nu pot să spun că este la fel de ușor la fel să joci cu Leipzig sau să joci cu o echipă din Armenia, cu tot respectul pentru fotbalul dumneavoastră. Au existat regrete după dubla cu AC Milan pentru că tot ați adus în discuție această echipă, că s-ar fi putut face mai mult atunci. Și la Severin, unde s-a jucat, și la Milano. A învățat Craiova din acea experiență astfel încât acum să obțină mai mult din dubla cu Leipzig? We think that we deserved a different result in Severin last season. We deserve a different result for what I look in the pitch. In Milan was more difficult the situation also because we played in a very big, really, situation, big stadium. We didn't play at that moment in our stadium, so it was difficult. It's a different situation, I think. Like he told before. Consider că în meciul cu Milan de la Severin meritam să obținem mai mult privind ceea ce s-a întâmplat în teren. La Milan a fost o situație puțin diferită, am jucat pe un stadion foarte mare, țineți cont că noi până atunci, în acel moment, nu jucasem pe nou Ion Oblemenco. Acum e o situație puțin diferită, la fel cum a spus și colegul nostru mai departe. I think also that would be a little bit different if we played in the Oblemenco last season instead of in Severin with me, for example. De asemenea, cred că ar fi fost un etap puțin diferit dacă sezonul trecut am fi jucat cu Milan pe Ionul Lumeco. Credeți că antrenorul Leipzig va deșifra filozofia de fotbal sau mai aveți și secrete la meciul acesta? I understand. But I think that is our job to I don't know what will do the coach of Leipzig. I respect
in my opinion, is one of is a very big coach, big level, like the coach that was here also last season. I don't know. I think that is our job to prepare the game. I studied Leipzig. I know their player. I know their idea. After, we have to look if we will be able to contrast their philosophy. Nu știu ceva place antrenorilor celor de la Leipzig și vreau să fac o paranteză să spun că respect foarte mult antrenorul celor de la Leipzig. În opinia mea este unul dintre cei mai buni antrenori, la fel cum a fost și antrenorul de sezonul trecut. Eu pot să spun că am studiat jocul Leipzig, am studiat jucătorilor și este datoria fiecărui antrenor să studieze echipa pe care urmează să o întâlnească. Am dublat cu Aachen, am făcut multe modificări, cel puțin în partida retură au jucat mulți jucători tineri. Cum credeți că va aborda partida de mâine? Leipzig. I don't know. I prepared the game considering that we play Forsberg, Werner, and all the other players. I prepare like this. After it will be different, we will do in the pitch. Mi-am pregătit jocul gândindu-mă că vor juca Forsberg, Werner și toți ceilalți jucători ai lor. Dacă se va întâmpla altceva, ne vom adapta. Asta înseamnă că veți folosi un sistem și cu Kelly și cu Gardos, adică jucători masivi la Werner. No, I think that I need fast player, because Leipzig, for what I look, is a team with very good skill, with player with a very great speed in front. They are very good when they recover the ball and they can attack the space. I look this. Consider că o să am nevoie de jucători rapizi, pentru că Leipzig, din ceea ce am văzut, este echipă care mișcă foarte repede mingea, în momentul în care recuperează, atacă foarte bine spațiile și au jucători foarte rapizi. Pentru Alex, ți-ai fi dorit să iei alături de tine pe Băluță și pe Gustavo pentru această dublă? Ar fi fost mai bine? Au fost jucători importante pentru noi. Dar eu zic că este momentul să mai vorbim în continuare despre ei. Acum o seamănă că mine cine va ajunge acolo, Burla cu Cicatău, Mihailo, zic că o să facă un meci. Alex, în cazul unei victorii, știți să vă bucurați? Nu. Vom vedea mâine. O să descoperim mâine, dacă vom și da. Vă știți susținuți, de aproximativ 300-350 de suporteri. Va da așa o energie pozitivă acest lucru? You know that I told also, I told all the time that we have supporters that are different of the normal supporter, because our supporter like this with the team, no? We know this and we have to do all that is in our power to give them a satisfaction. And the satisfaction have to be that at the end of the game, we will be in the condition to say that we did everything and we leave everything on the pitch. Știți foarte bine că mereu am spus că această echipă are suporteri cu totul și cu totul speciali. Suporteri care au o legătură foarte strânsă cu echipa și tot ceea ce trebuie noi să facem este ca mâine să le oferim satisfacție. Și când spun să le oferim satisfacție, mă refer la faptul că trebuie să demonstrăm, să mergem, să le arătăm că am făcut tot ce am putut, tot ce a depins de noi pe teren și că am lăsat pe teren toată energia noastră. Mister, considerați Leipzig o echipă mai valoroasă decât cele care urma, poate puteți să le întâlniți după aceea, dacă trece de Leipzig, echipa din Ucraina și echipa din Braga? It's different situation, but it's normal that Leipzig is a team that play arrived in the first positions of one of the best championship in the Europe. This is sure. Este o situație diferită, dar este clar că Leipzig este una dintre echipele care a ajuns, care au fost în primele locuri, în unul dintre cele mai bune campionate din Europa.